Din punctul de vedere al cheii a 57-a, în viață absolut tot este acustic. Chiar și lumina poate fi redusă la nivelul unei semnături sonice. Cu toate acestea, spectrul sonor accesibil ființelor umane este de fapt foarte îngust. Cele mai sensibile mamifere pot auzi sunete mult dincolo de gama audibilă umană. Știm, de exemplu, despre câini că pot auzi sunete de frecvență foarte înaltă, ultrasunete, iar alte animale, precum balenele sau elefanții, pot auzi sunete aflate mult sub spectrul nostru audibil. Alte creaturi, cum sunt insectele, interpretează sunetul cu ajutorul întregului corp sau al picioarelor, ca vibrație pură, ceea ce și este de altfel. Întreaga lucrare despre cele 64 de chei ale genelor este o încercare umană de a crea o imagine a universului diverselor frecvențe în care trăim și care se deplasează prin noi și în jurul nostru. La cel mai înalt nivel, așa cum vom vedea, noi oamenii suntem compuși din nimic mai mult decât straturi de onde sonore intermitente și alternante. Toate cele 64 de umbre sunt stări de conștiință guvernate de frică. Pentru a înțelege mai bine la ce ne referim când folosim termenul frică, ar fi util să-l reducem la o anumită gamă de frecvențe. Dacă stările bazate pe frică se încadrează într-o anume bandă de frecvențe, atunci devine evident cât de ușor ar putea fi să ne adaptăm propria frecvență și să ne ridicăm deasupra acestei benzi a fricii. Pare într-adevăr floare la ureche. Totuși, trebuie mai presus de orice să ținem minte un singur lucru. Omenirea, la nivel colectiv, vibrează în banda de frecvențe a fricii. Așadar, ca ființe umane, fiecare dintre noi este supus unei presiuni enorme de a rezona în cadrul acelorași frecvențe. Fiecare ființă umană se aseamănă unui diapazon. În prezența unei surse puternice de semnal audio, nu durează mult până când începem automat să vibrăm la aceeași lungime de undă cu acea sursă. Pe Pământ, acest proces este asigurat de condiționarea din copilărie. Sursa umană standard de semnal bazată pe frică este cunoscută sub numele de a 57-a umbră a neliniștii. Vechiul simbol al acestei hexagrame în I-Ching-ul chinezesc este vântul. Ca simbol, vântul are multe înțelesuri. El este de asemenea o metaforă a omniprezenței spiritului, întrucât se mișcă nevăzut în jurul lumii, atingând pe toată lumea. Văzut prin ochii conștiinței umbrei, vântul poate fi brutal și chiar înspăimântător, o forță care dezrădăcinează și distruge oriunde s-ar duce. Întețirea vântului transmite adeseori un sentiment de neliniște. Această umbră a 57-a reprezintă o frică deosebit de profundă și străveche, frica de ceea ce ar putea urma, de a nu ști ce aduce vântul. Ființele umane sunt programate genetic să se teamă de viitor. Acest lucru ne este scris în ADN prin această umbră. În preistoria timpurie, oamenii funcționau aproape integral prin intermediul acordajului individual la frecvență. Dacă intuiau că vântul aduce ceva periculos, insectele produceau imediat reacția potrivită în corp: fuga, ascunderea. Instinctele, nu insectele. Deci dacă intuiau că vântul aduce ceva periculos, instinctele produceau imediat reacția potrivită în corp: fuga, ascunderea sau înarmare. Astăzi, omul modern s-a dezvoltat într-o direcție diferită. Suntem mult mai centrați pe creier decât pe corp. Și majoritatea dintre noi luăm decizii folosind rațiunea mai degrabă decât intuiția. Această direcție a dezvoltării a schimbat a 57-a umbră a neliniștii. Neliniștea nu mai funcționează ca sistem de avertizare rapidă, ce dozează și declanșează frica numai în momentele când ea este necesară supraviețuirii. Acum ea este tradusă de mințile noastre, este continuă și se manifestă sub forma anxietății. Mai mult
Deci, înainte era tradusă de corp, acum e tradusă de minte și de aici distorsiune. Mai mult decât atât, din cauza acestui lucru, ea se intensifică prin câmpul morfogenetic universal care leagă toate ființele umane. Mintea a devenit mai puternică decât instinctul și caută să pună capăt neliniștii prin crearea siguranței exterioare. Și astfel ea naștere tumultul culturii moderne. Cu cât omenirea devine mai centrată pe minte, cu atât mai multă siguranță încearcă să creeze pentru sine, devenind în schimb cu atât mai paranoică. Siguranța și protecția au devenit o obsesie globală, chiar dacă nu sunt decât iluzii. Viața este la fel de incertă, ca întotdeauna. Și chiar și cei mai înstăriți și mai protejați dintre oameni resimt încă această neliniște. Omenirea zilelor noastre trăiește într-un festin audio-vizual al fricii. Frecvența umbrei atârnă deasupra capetelor noastre, asemenea unei presiuni enorme de sub care nu putem scăpa și nici nu putem întoarce acele ceasului evolutiv. Creierul este deja dezvoltat, iar mintea are o vibrație atât de puternică încât nu o putem opri. Suntem prinși în rețeaua globală a fricii, într-o asemenea măsură încât frica a devenit colectivă și ne temem pentru viitorul nostru ca specie. Marele simbol contemporan al fricii sunt banii. În afara celor care au acumulat averi considerabile, majoritatea oamenilor își proiectează frica cu privire la viitor asupra banilor sau a lipsei acestora. În mod ironic, cei care dispun de cantități mari de bani au descoperit că aceștia nu fac frica să dispară. Frica se mută pur și simplu altundeva, în psihic. Frica și anxietatea mențin oamenii prizonieri în propriile capete, de unde este foarte greu de evadat. Nicio formă de gândire nu poate face frica să dispară, tocmai pentru că frica a apărut din cauza gândirii. În lipsa neocortexului, recent dezvoltat, străbunii noștri timpuriu trăiau în mare măsură de pe o clipă pe alta, într-o realitate greu de imaginat pentru noi. Acum, mințile noastre pur și simplu nu ne permit să simțim experiența trăitului în prezentul absolut, deși întreaga viață, care include și corpul nostru, există doar în prezent. Tumultul mental dinăuntrul fiecărui individ a dat formă lumii pe care o vedem în jurul nostru astăzi. În acest context, frica este o forță deosebită de creativă. Dar ne împiedică să ne ridicăm ca specie deasupra unei anumite benzi de frecvențe. Am ajuns cam la limita posibilităților acestor frecvențe de bandă joasă. Dacă zăbovim mai mult asupra lor, vom ajunge în cele din urmă chiar în etapa care ne înspăimântă cel mai mult, cea a autodistrugerii. Un lucru este cert, mintea nu poate să găsească ieșirea din situația curentă, nici la nivel individual, nici la nivel colectiv. Totuși, vestea bună este că noi oamenii nu suntem loviți de o boală, ci trecem pur și simplu printr-o anumită etapă de dezvoltare din cadrul evoluției noastre. A 57-a umbră, asistată și fortificată de partenerul său de programare, a 51-a umbră a agitației, pur și simplu nu ne permite să ne simțim liniștiți în lumea noastră. Aceasta este una dintre marile perechi de umbre care dau naștere interferențelor și bolilor în corpul omenesc. Toate bolile fizice provin din frecvențele fricii. Pe măsură ce omenirea evoluează dincolo de etapa sa curentă, va depăși în cele din urmă frica, lucru care va pune capăt tuturor bolilor. Într-un mod destul de interesant, cea mai puternică influență a acestei umbre asupra vieții se resimte în timpul sarcinii, când ești doar un fetus, în curs de dezvoltare, în pântecele mamei. Vibrația fricii trece de fapt la tine din clipa concepției. Ea este apoi întreținută și crescută de câmpul aurei părinților, în special de cel al mamei.
În timpul celor 9 luni de sarcină, esența ciclurilor primare de dezvoltare care au loc de la naștere până la vârsta de 21 de ani este programată în ADN-ul tău. Acest aspect poate fi înțeles mai în profunzime prin studierea și contemplarea familiei chimice cunoscute sub numele de inelul materiei, care conține cheile a 18, a 46, a 48 a fost, a 57 a asta de acum. După cum vom vedea, la nivelul darului, a 57-a cheie a genelor joacă un rol vital în aducerea speciei noastre la o frecvență superioară dincolo de frică. Prin această cheie a genelor putem vedea că frica de orice fel este exacerbată cu mult de anxietatea creată de mintea umană. A 51-a și a 57-a umbră ne întrețin continuu grijile în legătură cu viitorul și rămânem acordați într-o bandă îngustă de frecvențe, care întreține o buclă mentală nesfârșită. Din fericire, există o ieșire din această buclă. Există o cale de a ne deplasa înspre un nou prag de frecvențe, unde frica are cu mult mai puțină influență asupra noastră. Aceasta este direcția în care începe să evolueze acum omenirea. Cei ce ascultă cu atenție, folosindu-și intuiția, ar putea auzi cum vântul aduce cu sine ceva incredibil de nou. Și da, trebuie întotdeauna să ne încredem în ceea ce auzim în vânt. Și acum să vedem în forma sub care se exprimă a 57-a cheie a genelor la umbră, extremele de fapt, caracterul represiv ezitant și caracterul reactiv impetuos și gata. E seara asta. Caracterul represiv ezitant. Ezitarea apare atunci când puterea minții suprimă o intuiție. Corpul știe cu fiecare celula sa ce este corect. Însă mintea își impune imediat dubiile, anxietățile sau părerea, lipsind astfel de putere adevărata percepție. Astfel se pierde orice aliniere reală cu puterea momentului, iar claritatea, care este curată și este viscerală, este reprimată în trup. Claritatea spontană este o stare care există în afara minții și nu poate fi cunoscută decât prin puritatea existenței. Vivacitatea pură a unei cunoașteri clare și spontane este piatra de temelie a adevăratei radianțe și sănătății interioare. Ezitarea sau indecizia sunt mărci ale frecvenței umbrei. Acestea sunt oamenii care au tendința să devină prizonierii propriilor griji, lucru care nu le permite să simtă cu adevărat certitudinea clarității și a angajamentului spontan. Iar caracterul reactiv, impetuos, impetuozitatea se naște ca reacție umană în fața fricii sau a neliniștii. Singurul ei scop este de a încerca să scape de frică sau să-i pună capăt prin luarea rapidă a unei decizii. Astfel de decizii nu provin din starea de claritate descrisă mai sus, ci sunt ele însele înrădăcinate în frică. Din cauza naturii deciziilor pripite, ele nu pot duce decât la și mai multă suferință. Nu numai că nu pun capăt sentimentului de neliniște, ci aduc încă și mai mult tumult în viața exterioară. O decizie luată în mod reactiv se poate deplasa doar în sens opus evoluției și, prin urmare, împotriva cursului naturii. Asta nu înseamnă că astfel de decizii sunt neapărat greșite. Viața are nevoie de tumult ca parte a propriului proces de trezire. Cheia pentru a scăpa din bucla pe care, în mod inevitabil, o creează astfel de decizii este detectarea propriei frici și trăirea ei în totalitate, fără a reacționa primul. Tocmai această observare pasivă distruge tiparul.